La ora 6 fără 10, cam așa eram aici pe teren. E atunci când în sol sunt peste 7 grade dimineața, la adâncimea de semănat. Am ales tot KVS Arnetes pentru că am fost foarte mulțumit anul trecut și de producție și de rezistență. Din păcate, plantat cu ceva probleme, nici n-am mai filmat, credeți-mă că nu mai am chef de nimic. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou video pe acest canal. Eu sunt Ionuț Emil și în episodul de astăzi, după cum vedeți, suntem din nou la pregătit. Ei bine, în episodul de astăzi avem foarte, foarte mult de lucru, pentru că vreau să și pregătesc, vreau să și însămânțez și floarea soarelui și porumbul. După cum vedeți, am dat mult mai mult de jumate până acum, mai e foarte puțin aici. La ora 6 fără 10, cam așa eram aici pe teren. Cam așa se face în urmă, e puțin el cam moale. L-am lăsat și un pic mai adânc și cam scoate de ăsta, dar nu contează că oricum nu o să plouă în perioada cea mai apropiată și să usucă. Și totodată nu avem nici tăvălugi sau discuri ca să încarce utilajul. Cam așa arată terenul pregătit. Avem și foarte multă țărână pe lângă bolovănii ăștia care îi mai scoate așa moi. Am și un termometru la mine pentru sol, să vedem și o temperatură. Hai să îl scoatem de aici. E un termometru digital de la KVS. Haideți să îl și pornim. Temperatura optimă de semănat e atunci când în sol sunt peste 7 grade dimineața, la adâncimea de semănat. O să-l băgăm și noi undeva la 5 cm. Și îl lăsăm așa să vedem cât ne arată acolo. Îl lăsăm să stabilizeze. Ei bine, după cum vedeți, au răsărit și foarte multe buruieni. Pe partea cealaltă, în marginea cealaltă, au fost mult mai multe. Aici sunt ceva mai puține, dar acum le combatem pe toate, le tăiem și nu o să mai avem probleme cu ele. Hai să vedem dacă s-a și stabilizat termometrul. Da, s-a și stabilizat. Avem 8,9 grade, 9 grade în sol, la adâncimea de sămânat dimineața. Deci e numai și numai bine. Uite-l. 8,9 grade. 9 grade, ce să mai. Am lăsat grubolul puțin mai adânc pentru că nivelează ceva mai bine când e în adâncime. Cu toate că scoate un pic de la moare, dar nu-i problemă. Avem și țărână destul de multă ca să stea sămânța destul de bine în sol. Ce să mai. Hai să pornim, să-i dăm bătaie, să continuăm treaba.
astăzi, nu glumă. A tras de gruberul ăsta de... I s-a urât și lui. Gata, așa s-a făcut. În continuare sunt bucăți de astea de pământ care se țin așa din cauza la iarbă. Dar oricum avem și aici adâncime frumos, așezat cât de cât. Aici la capăt v-am spus că nu mai trag pe cap, că și așa n-am unde să mă duc, n-am loc. Mai rău îl bat dacă mai intru iarăși. Îl lăsăm să mai tragă, bineînțeles că o să vin peste... La parcela asta o să vin undeva peste 3-4 ore, că trebuie să termin să fac semănătoarea, să mă duc să bag floarea, după care vin și aici. Am eliberat puțin zona acolo, am dezverit și prăjitoarea, am desfăcut și la semănătoarea de porumb. Și haide să le luăm de acolo. Trebuie să mut prăjitoarea de acolo, după care leg semănătoarea. Da, așa că n-am trecut, hai să trecem și asta dacă pe degajări. Să trecem tiranții dacă pe degajări, că uite ei. Obligatoriu la semănat trebuie trecut pe găurile astea alungite. Ca în momentul în care treci cu semănătoarea peste denivelări, să lucreze foarte rapid aici, să nu cumva să o rupem. Gata, asta a fost tot. Legăm prășitoarea, o luăm de aici, după care luăm și semănătoarea. Așa e belea asta aici. Băgăm direct la asta e. Uite așa. Ancora mai slabă. Hai să băgăm și centralul. Hai să dăm puțin de tot mai sus. Dăm ușor în față. Ușor, ușor. A trecut ăsta, dăm mai sus. Mai sus. Cam atât. Trebuie să ne îndepărtăm puțin de zidul ăsta. Grijă la pom. Opa. De la milimetru. Uite ce frumos am ieșit de acolo. Gata, și mai trebuie să punem cardanul de acum cât e sus, că altfel nu prea intră. Cardanul încă nu l-am reparat, sau să iau altul, uite cum faci. Credeți-mă și pe mine că timpul la mine e extrem de limitat. Gata. Să nu uităm să strângem acolo. Capacele le-am lăsat eu deja în garaj. Marcatorii am reușit să-i scot în bolțurile astea, ca să-mi fie acum mai ușor de montat. O să se facă totul mult mai rapid. Hai să luăm și discurile pe care le-am pe aici pe în garaj. Astea-s porumb și astea-s floare. Hai să lăsăm pe astea de porumb aici. Și astea să le de floare cu găuri mici. Le lăsăm aici jos pentru că trebuie să le montăm. Trebuie să mai fie pe aici cheia aia de semănătoare. Dacă mai e. Ne trebuie și asta.
Astea două ne trebuiesc și ne mai trebuie un patent. În fine, caut eu și patent și revin. Ce să mai, m-a dus să mă spăl pe mâini, să-mi iau niște mânuși și ne apucăm să-i punem discurile. Băgam și discurile frumos, mai sunt decât două de pus, restul le-am pus deja. Mai sunt astea două aici în capăt. După care mai trebuiesc puși marcatorii, gresată și mergem la câmp. Să strângem și piulițele aici jos. Dăm și cu patentul aici sus. Discul nu blochează, e perfect. Fac tot așa pe repede înainte pentru că vreau să pun și porumbul astăzi. Cred că sunt undeva la 25 de grade acum. Dimineața erau vreo 12-13 parcă. Gata, mă, e aproape pregătită, mai trebuie decât să o gresez și o să mergem la câmp. Am adus aici și sămânța, folosesc aceea sămânță ca și anul trecut, tot floarea soarelui de la KVS, hibridul Arnetes. Am ales tot KVS Arnetes pentru că am fost foarte mulțumit anul trecut și de producție și de rezistență. De exemplu, și când am recoltat-o, semințele sunt foarte rezistente, nu se curăță și dă o producție foarte mare la hectar. Ce să mai, mai rămâne decât să o gresez eu și cred că revin direct la câmp. Am ajuns și la câmp, s-a uscat terenul și mama lui. Ia uite-l cum s-a făcut, hai să punem sămânța. Gata, mai am pus tot. Priza e pornită. Cum e? E bine? Hai că e bine. S-o-l mai lipi acum și câte două, că sunt mici. N-avem nici aia răzuitori. Urcă-te! Voi merge doar cu treapta a treia. Hai să-i dăm bătaie. Îi dăm? Da. E bine așa marginea? Gata, am și terminat de semănat. Cam așa arată terenul, s-a făcut destul de bine. Aici pe capăt s-a bătut un pic. Ia uite-l, ce fain s-a făcut tot locul. Cam asta e cu floarea soarelui. Hai să mergem acasă acum că trebuie să echipăm semănătoarea pentru porumb, să mergem să punem și porumbul. Ca aici am terminat. Porumb avem tot de la KVS, KVS Cașmir. Gata și cu porumbul, din păcate plantat cu ceva probleme, nici n-am mai filmat, credeți-mă că nu mai am chef de nimic. Sunt trezit astăzi de la 5 ca să pregătesc să reușesc să le însămânțez pe amândouă astăzi și când colo, probleme peste probleme. Cred că pe timpul iernii, nu mai mi-aduc aminte, eu am băgat antigelul în ea să treacă până pompă, dar nu mai știu dacă am băgat să treacă și până lance.